Salutăm pe toată lumea. Am decis să facem un video explicativ despre RoyExtended, pentru că am primit multe întrebări și pe mail și vedem și în anumite streamuri și pe YouTube. Dom'le, ce e RoyExtended ăsta și ce putem face cu ea și cum se ia și cum se descarcă și cum se folosește și cum... Am auzit și multe prostii că, domnule, trebuie să ai promodul ca să folosești RoyExtended, nu? Trebuie să ai nu știu ce conexiuni, trebuie să faci nu știu ce, trebuie să joci singură, nu, e greșit. De-aia o să vă fac astăzi acest mic tutorial ca să înțelegeți ce este RoyExtended. RoyExtended este o hartă făcută la scara jocului original. După cum vedeți, aici este harta originală care este legată în mod natural de RoyExtended, unde avem Ucraina, Crimea, România îmbunătățită față de DLC-ul de Balcan, parte din Georgia, Turcia. Această hartă pe care o vedeți aici este varianta free, varianta gratuită, pentru că aici în Turcia vom avea aveți în varianta premium mai mult teritoriu, plus că sunt și alte îmbunătățiri aduse hărților în varianta premium, ca de exemplu în varianta premium există un alt punct vamal între Burgas și Istanbul construit aici, există podul de peste Dardanele de la Tekirdag la Kanakale. Deci există mai multe opțiuni în varianta premium. România este la fel în toate variantele. De exemplu, aveți pe România Suceava, Sighetul Marmației, Baia Mare, Brad, Hunedoara, care este activat în joc, are garaj acum, aveți Bechetul, care cu bacul de la Bechet care trece spre Orehovo sau Rahova, cum îi zicem noi. Avem Râmnicu Vâlcea cu Dealul Negru, avem Giurgiu care este activat din jocul de bază, Buzău activat din jocul de bază, avem Focșani, avem Ploiești, deci alte legături între Cluj și restul hărții, deci există îmbunătățiri, Târgu Jiu, există o grămadă de îmbunătățiri față de originalul Balkan DLC din România, care a fost făcut așa cum a fost făcut. În fine, după cum vedeți aici am un background, un mod de background, așa cum am spus într-un alt tutorial, orice hartă folosiți în afară de cea de bază, vă trebuie un mod de background. Acest mod de background este unul general, nu este adaptat pentru promoți, pentru că nu am promoțul aici în această ordine de încărcare, care este strict doar cu RoyExtended și o să vă arăt cum puteți folosi, cum trebuie încărcată RoyExtended în jocul de bază. Descărcați cele 5 sau 6 fișiere, pentru că ăsta de aici este opțional. Le puneți, indiferent dacă aveți varianta free sau premium, le puneți în mod manager de la 1 la 6. Adăugați deasupra un mod de background și puteți juca doar RoyExtended și harta de bază. Asta nu înseamnă că nu puteți folosi RoyExtended cu alte hărți. Cum vedeți aici în această imagine, avem RoyExtended integrată cu ProMods, cu RusMap, cu Southern Region și așa mai departe. Bineînțeles, pentru asta vă trebuie niște fișiere adiționale pe care tot noi le publicăm pentru a ajuta jucătorii să folosească absolut ceea ce vor ei în combinație cu RoyExtended. Deci asta este, v-am răspuns și la întrebarea care este diferența de fapt între premium și free. Și știți dacă vreți să folosiți harta premium sau harta free. Cum fac rost de RoyExtended? Este destul de simplu, avem un site RoyExtended.ro, mergeți acolo, aici este pagina pentru premium, aici este pagina pentru free. Vreți să descărcați harta gratuită,
mergeți aici la pagina de free, mergeți la download page, vă trimite pe forum unde aveți versiunea free, descărcați cele 6 fișiere, le puneți în mod manager și aia este tot. Dacă vreți varianta premium, veți merge aici, mergeți la descărcarea hărții, vă trimite pe forum, dar la pagina de premium. Aici veți descărca gratis aceste 5 fișiere, dintre care 4 obligatoriu, 1 opțional, după care va trebui să cumpărați fișierul numărul 6, cel mai important, ca să vă poată funcționa harta. Și anume, aveți mai multe opțiuni, ori prin PayPal, o plată de 2 euro, ori prin Patreon, o contribuție de 2 euro într-o singură lună și automat puteți să descărcați cel de-al 6-lea fișier. Nu încercați să folosiți fișierele de aici cu cele de pe pagina de pe free, adică nu descărcați de aici devmap-ul care vă lipsește la versiunea premium și folosiți prefaburile și restul de la versiunea premium. Deci nu amestecați ciorbele, pentru că nu este bine. Asta este o variantă. Deci cum puteți face rost de Re-Extended? V-am spus, gratuit sau premium, iar premium are două variante. Ori cumpărați o singură dată o singură variantă de Re-Extended cu 2 euro când se schimbă versiunea jocului sau versiunea hărții. Asta este, o aveți doar pe cea pe care ați cumpărat-o, sau dacă vreți să veniți, să deveniți permanent membru permanent premium, nu vă trebuie, atenție, decât o singură plată. Nu abonament lunar, nu cerem bani mai târziu, chiar dacă se vor mări prețurile, pentru că și harta se mărește considerabil, nu o să cerem la cei care sunt deja premium member, ci doar la cei care vor veni în acel moment. Cum puteți deveni membri premium? O donație de 8 euro pe PayPal este prima variantă. A doua variantă, în loc să plătiți 2 euro pentru o singură versiune, puteți să plătiți 8, pentru că puteți să modificați suma plătită și automat intrați în programul premium, sau contribuiți pe Patreon doar o singură dată la rangul de VIP cu 10 euro, pentru că aici sunt mai multe taxe, și automat veți intra în programul permanent premium member. Odată intrat acolo, nu trebuie să mai plătiți absolut nimic. Veți primi harta pe mail la fiecare update, aveți grijă să vă verificați mail-ul și spam-ul, și în momentul acela veți avea harta fără să mai faceți absolut nimic. Există foarte multe lucruri diferite în Re-Extended față de harta de bază sau față de promot sau lucruri, alte hărți. Ca de exemplu, avem pietoni care trec strada și AI-ul se oprește să le dea prioritate ca în viața reală. Avem o grămadă de materiale făcute diferit față de jocul de bază, cum ar fi garaje cu casă și piscină, companii care sunt făcute altfel decât cele originale, puncte de frontieră, stații PECO, parcări și așa mai departe. V-am spus, o grămadă de trafic adăugat de media file, acel al 6-lea fișier care este opțional, care vă adaugă acest trafic, nu numai ce se vede pe forum în fotografie, aici sunt doar niște monstre, vă adaugă o grămadă de trafic branduit în română, în turcă sau în ucraineană, pentru special pentru harta Re-Extended, iar în plus pentru utilizatorii români aveți Romanian GPS Voice, deci aveți GPS în limba română, da? Aici pe acest topic puteți vedea cine ne-a ajutat cu aceste materiale care sunt exclusiv incluse în Re-Extended Media și care nu pot fi folosite, bineînțeles, decât cu Re-Extended, nu? Nu cu alte hărți. Deci avantajul este foarte simplu.
V-am mai spus, este un avantaj pentru că RAW Extended poate fi folosită fără alte hărți sau poate fi folosită cu alte hărți. Oricum ați da, ori n-aveți decât de câștigat. Dacă aveți alte întrebări, avem o platformă de sprijin foarte bună, avem Discord, avem forum, avem chiar și mail de suport și aveți unde să puneți o întrebare. Vedeți că pe hartă sunt și elemente surpriză, cum ar fi, de exemplu, intrări blocate într-o companie și acolo rămâneți și vă uitați și n-aveți, vi se pare că n-aveți pe unde să intrați. Eu zic să mai căutați, pentru că întotdeauna există o variantă alternativă. Avem poduri care sunt rupte, avem obstacole sau drumuri rupte care nu sunt vizibile pe GPS. Va trebui să vă dați singur seama că trebuie să ocoliți zona aia, la fel cum face și traficul AI. Da, sunt destule drumuri de țară, sunt destule companii unde trebuie să aveți un pic de skill-uri ca să descărcați, să parcați trailerul și să descărcați marfa. Cam asta e despre RAW Extended. Dacă mai aveți întrebări, vi le aștept cu mare plăcere. Ne auzim. Asta e tot. Pa, pa!